Eu tot eu să vă arăt cum se face. Fiți atenți la mine. Pe ei, mă! Mamă, ce ciumeg este Măria așa. Uite cum s-a aruncat în mijlocul turcilor, dar pe el nu-l atinge niciun turc, parcă ar fi Sergiu Nicolaescu. Trebuie să-i fac o baladă lui Măria sa să rămână în posteritate. Scrie acolo așa. Vodă sabia își lua și pe cal se arunca. A, calul în dreapta să mișca, vodă în sabie cădea. Scrie acolo. Mii de turci l-ataca, dar lui Vodă nu-i păsa, că ei din spate venea și Vodă nu-i observa. Sabia cu stânga o lua, că dreapta n-o mai avea. Și așa, așa rotea, patru capete cădea, cinci cu alu Măria sa. Dar nici mort nu se lăsa, capul de jos îl lua și pe gât el și-l punea, în șuruburi și-l prindea și în ciborg se transforma. Turcii privind înapoi, Allah Terminator 2. Însă un ienicer parșiv îl lovi fără motiv cu o pălitură vicleană, făcându-i lui Vodă o rană. Rană grea, nu cred că-i trece, dintr-un Vodă făcu 10. Și astfel tronul românesc îmi revine în mod firesc. Asta e. Ai scris, Gheorghe? Boierule, dar eu nu știu să scriu. Să vă rușine, adică cea mai ciumeagă baladă să se pierdă așa în istorie. Nu se poate așa ceva. Apoi nu s-a pierdut, boierule. Nu s-a pierdut, te auzi, a? Ce? Pe sabia își lua și pe cal se arunca, calul dreapta se mișca, Vodă sabie cădea. Shake it up.